Dimineața bună, ziua bună. Cui place fasolea? Astăzi o să fac o mâncărică de fasole de post. Eu am avut păstăi, le-am desfăcut, le-am lăsat de aseară cu apă să stea așa peste noapte. Și aici am pregătit o tigaie cu un pic de ulei de măsline. Aici am tăiat un pic de praz, un pic de ceapă și un morcov. Și am pregătit și un cățel de usturoi. Și o să le pun acolo să se moaie un pic așa toate. Nu le las cam 10 minute atâta. Și după aia punem fasolea în oală, le pun peste, mai pun un pic foaie de dafin și le las la fiert. Am lăsat 5 minute doar și acum le-am pus apă rece ca să le pun peste fasole să nu fie cald. Încep cu apă rece, am pus un pic de boia dulce, le pun aici peste fasole, pun apă și o las la fiert. Să vedem cam cât. Cred că cam o oră, sigur. Și dăm drumul la foc. Eu, după ce o să fiarbă așa cam o jumătate de oră, o să-i pun și un ardei roșu și unul verde, că îmi place, cum dă gust foarte bun. Ia uitați, așa arată fasolica mea. Am lăsat-o, o să fiarbă cam 40 de minute, cam așa, dar am făcut live. Nu v-am arătat când am pus orezul. Am pus cam așa, un pumn de orez. Foarte, nu mult. Și ia uitați. Am pus ardeii, care v-am zis că o să-i pun. Ardeii, am pus piper, am mai pus sare. Și ia uitați ce bine arată. Și orezul l-am lăsat să fiarbă așa cam 10 minute cu orezul. O bunătate, e foarte sănătos.